Am constatat că tu pe contul tău de TikTok dansezi cam ceva cum dansa Vulpița la un moment dat. Lasă, cum scrie. Și ce scrii, și ce obscen și ce vulgar scrii. Și mai mult decât atât, nu văd o mamă de doi copii care se plânge că a fost luată de pe drum muriată, că n-a avut mamă, că n-are cine să aibă grijă ei și are acum alte preocupări, are o fetiță de 6 ani și un băiețel de 2 ani jumate, face ce faci tu pe TikTok. De ce? De ce? Te întreb, Mihai. Ce găsiți acolo? Ce să găsim? Nimic. Și atunci, de ce vorbiți atât de urât? Deci, pe lângă faptul că tu și cu soțul tău, în fața copiilor, vorbeați urât, el făcea gestul acela și tu ai vorbit urât, vulgar, de față cu copilul tău, bun, pe lângă faptul că s-a întâmplat asta, tu pui pe YouTube? Adică, ce exemplu de mamă ești? Ce să înțeleg? Vă bateți joc? Iertați-mă că spun că văd în fiecare zi cazuri aici în emisiunea asta de copiii ăștia care n-au nicio vină. Copiii ăștia sunt o generație care va fi victima nepăsării voastre ca părinți. Nu trebuie să ai educație, nu trebuie să ai școală. Trebuie să ai un pic, un bun simț. Copilul ăsta ce învață de la mine dacă eu fac așa? Dacă eu cu taică-su vorbim așa în casă și după aia pun pe YouTube, ne-a dat Dumnezeu tuturor online-ul ăsta, mă, ne-a nenorocit pe toți. Deci nu mai poate lumea de TikTok, de videochat, de Facebook și de YouTube, mă. Deci arma asta este crimă dacă o pui în, dacă o pui în mâna unuia care nu știe ce să facă cu ea, păi ăștia ne distrug. Arma asta ne distruge nouă generația tânără, copii, neveste, familii, tot. Nenorocire. Da, mi se rupe inima de copii ăștia. Am înțeles că dumneavoastră băiețelul din 2 ani și jumătate cât are, sau 2 ani și 7 luni, ați fost în preajma lui doar vreo 8 luni, că în rest soția s-a căsătorit, ca să zic așa. Și nu l-a căutat. A zis că a venit cu poliția. A zis că ce a mâncat copilul lui? 3 bărbați până acum. Da, 3 bărbați. Mi-a spus că a avut 3 bărbați. Am înțeles că tu și acum ești, de fapt, într-o relație. E adevărat? Uleacă mai încolo. Nu. A stat la mine, doamna Mirela, ascultați-mă, a stat la mine și când am venit la schimbul 3 dimineața, i-am zis, doamna Lenuța, te rog frumos, eu dacă tu nu te faci femeie de casă, nu să stai până la 5 dimineața, păi ești om de casă, că te duci la mama ta și mă punești și că nu fac mâncare. Și pleci în sat și las băiatul în pas să doarmă și a venit la ora 8 seara când am plecat eu la serviciu la schimbul 3 și i-am zis, Lenuța, mi-ai pus pachet în seara asta, dar ce, tu nu poți să spui? La telefon este cumnata ta. Nu se poate. Nu este mamă de copii. Am înțeles. Ana este la telefon, este sora ta, Dumitru. Bună seara, Ana. Bună seara, sora mea. Ana, care este adevărul? De ce a fost dată afară din casă în șlap cu pămătuf? Păi mi-a oprit hainele, fratele ei, și nu vrea să mi le mai dea. La două case, se duce la vecinul. Da, și am bărbați acolo, am 10 bărbați. Ești obraznică, te invit, te rog frumos. Nu mai face ce faci acasă și ce faci de față cu copiii tăi. Așa zice. Te invit afară cum te-ai invitat și cu bărbatul tău. Nu te supăra. Ce-i cu atitudinea asta? Nu mă dai, veni la mine. Păi cum fac, Doamne, să mă ierte Dumnezeu? Cum dă Dumnezeu copiii unora care n-au grijă de ei și alții se chinuie ani întregi și nu au domnule parte de trebuie varianta ei. Mirela a venit la noi din postura de mamă care trebuie ajutată. Ai venit în șlap și de fapt aflu despre tine o grămadă de lucruri. Mirela, vă înțeleg. Deci, draga mea, eu când te văd pe tine în papuci ăștia și ai venit cu șosețelele astea roz, era să mă topesc. Și când te-am văzut ce faci pe TikTok, nu mai îmi vine să mă mai topesc deloc, pentru că tu ai de crescut 2 copii, tu înțelegi? Știu, doamna. Așa, doamna Mirela, aveți dreptate. Păi cum îi crești? Da, mă bucur. Pe TikTok. Faci TikTok, ia până la 5 dimineața, doamna Mirela. Ba, ia, gândește-te că ești și tu pe TikTok. Ia și tu pe TikTok, viralule. Ți-a mai spus să nu mai vorbești urât. Asta în primul rând, nu vorbești urât. N-are nimic, nu contează, dar nu faci în halul ăla așa. Sunt comune în care exact ce vorbeam noi, că își face protecția copilului datoria în unele locuri 100%, poate excesiv, și în alte locuri nu interesează. Filmul în care domnul își arată dosul, ca să zic așa, este pe YouTube din 2019. În momentul în care domnul își arată dosul, nu vreau să vă spun ce zice doamna, adică sunt la fel. Eu vreau să revin acum la Ana. Bun, deci Ana, spui așa, că nu e fată de casă. Deci dacă nu se mai poate trăi cu ea, nu se mai poate trăi cu ea. Să se ducă unde această vrea. Această femeie nu se poate numi mamă. Deci nu se poate numi mamă. Da, ea este... A fost în ochii mei.
Da, dar ea are, ea are și o fetiță de 6 ani care are cu ea. Are și o fetiță și săraca o bate și pe aia, săraca amărâtă. Dar de ce n-ați chemat autoritățile dacă nu e mamă timp de 6 ani de zile cât a fost? Te rog să mă las să vorbesc cu invitații, te rog foarte mult. De ce nu ați făcut nimic? De ce pasivitatea asta continuă? Adică da, știți că își bate copii. De ce? Alo, bună ziua, 112. Da. Cumnată mea și-o moară fata în bătaie. A sunat ea singurul la 112 că am bătut-o noi. Nu, eu v-am întrebat altceva. Dacă știți că un copil e maltratat, dacă vedeți un om că moare pe stradă, e întins, treceți pe lângă el și nu dați un telefon la salvare? Da. Păi nu, dau exemplu un om, păi nu, dar un om care e întins e un străin și ziceți că nu-l cunoașteți, nu vă băgați, dar noi aici vorbim de un copil care stătea cu voi în casă, care era bătut, voi spuneți, de mama lui. Și stăteați și vă uitați. Acum, eu da, nu da, cred o că bate, tu... o bate, ci, acum doua zile Mirela. Doamna Mirela a bătut-o. Bun, ce se va întâmpla, Dumitru, cu acești doi copii? Că ea are o fetiță de 6 ani cu un alt bărbat și un băiețel doamna de 2 ani jumate la tine în casă. Dacă nu se face femeie de... Hai, domnule, că din cocoș nu faci găină și are și o continuare. Te crezi în povești cu harapa albă, cu pe bune, că ai 30 de ani. Nu știi cum deci, e vorba românească? Păi dacă spui că ai luat-o de la centură, te-a lăsat pentru ce altul, ce crezi că o faci de casă? Ce facem cu copiii ăștia, Dumitru? Bă, deci, ceva pentru copii. Băiețelul de 2 ani jumate care e al tău, rămâne la tine? Băiatul la mine. Da, așa. Da, și normal, că și la mine, că am băgat dosarul pentru să o dau în judecată. Păi și cu fața de lui pasă, pentru copilul, că nu e nu a interesat-o 3 zile. Bun, și cu păi fata... de ce-i pasă, doamnă, de băiat? Ia spuneți, că eu nici nu vreau să-l văd. Vrea alocația la copil? Nu mai minți. Tu ce lucrezi? Nu mai minți. Deci ce să-ți dau alocația la copil? Stai să vezi. Ce serviciu ai avut până acum? Că domnul povestește că venea de la schimbul 3. Nimica. Pe TikTok. Tu ai avut vreun serviciu vreodată în viața ta? Nu. Stăteam cu felicitări. Copii. Felicitări. Da, pe păi unde stăteai, mă, că nu mai filmulețe pe TikTok, dar sunt manele. Eu mă mir că mai puteți să dai un biberon. Da? În care îți mai și, să nu zic acum, la televizor. Ce o să nici se biberon, nici țâțul mi-a dat doamna Mirela. Dumitru, spune-mi, te rog, ce o să se întâmple cu fata ei, care nu e a ta? Fata ei de 6 ani. Unde? Ce o să se întâmple cu ea? Nu te interesează? Păi unde găsește și ea un bărbat acolo să duce, dacă nu vine la un vecinul, amantul ei, cred. E amantul meu? Doamne, mai că domn, cred amantul că... Amantul tău, de aia ai stat 3 zile la el. Da, e amantul meu. Ia-ți așa, că e la telefon și el, lucră la noi. Aici e o rețea întreagă. Bună seara, domnule Amant. Așa să zice. Ce să-i fac? Dumnezeule. Alo, bună seara, domnul Ioan. Spune ce să-i fac. Taci un pic, măi, Dumitru. Așa, vorbește tu, Ioane, zi tu, ce fel de specimen. Dar taci tu din gură sau... Nu pot, că sunt specimenii din alea nebuni. Ei. Româna, da. Gata. Tăiați-i microfonul. Gata. Ia, du-te un pic până afară. Vezi ce face fata. Nu, du-te afară. Nu mai zic nimic, gata. Bună seara, Ion. Româna. Ia zi, Ion, care-i treaba? Să zic Ion, că vezi că taci. Gata. Care să fie treaba, doamnă? Hai zi sincer. Fata a venit la mine într-o seară acum vreo 3 seri și a susținut că a bătut o mitică. Bă, zic, am vorbit, l-am sunat pe mitică, măi mitică, zic, ce ai avut, mă, cu ea? Bă, că ce, mă, numai la tine acolo stă și, haide, într-adevăr, da, mai vine la mine, dar n-a venit la mine. Dar de ce vine la tine? Stați la cafele, ce faceți? Mai stăm la, nu, cu mine, doamnă, nu cu mine. Dar cu cine? De multe ori, de câte ori veneam cu ea, poate eu dormeam, poate eu... Dar tu ești censurat, Ioane, ești censurat? Da, am 3 copii, cum? Ai de capul și de zărele, nu mai pot. Și întrebați-l pe mitică. Și nevasta ta ce zice? Că ea vine așa tot timpul la tine și stă și când dormi și când ești treaz, ce zice? Păi vine la soția mea, doamne, să înțelegi bine că atât a mai rămas soția mea, să mă înțelegi. Doar prieten de familie, nu sunteți altceva. I-a manipulat pe toți, pe toți i-a manipulat Danciu Dumitru ăsta. Și unde s-a dus și când s-au despărțit? Da, are dreptate. Și pe mamă. Dar ce foc puneți, domnul Ion? Mă mai auzi? Deci, și când s-au despărțit, de-a stat vreo 6 luni, 8 luni și s-au despărțit, i-a manipulat pe toți. Unde era Lina, acolo era și el, ba suna, căuta nume de telefoane, ba pe la maică sa. Mi-a căutat băiatul, bă, mi-a căutat băiatul, bă, Ioane, nu mi-a căutat pe altcineva. Bă, nebunle, bă. Dacă l-ai ținut, ne-a mâncat. Doamna Mirela, ascultați alea, că s-a dus. Mă lasă, vorbești, secunde, dacă nu vorbești și numai... Eu vorbesc, ce? Vorbesc și gata. Vorbesc, am gură. Stați un pic, dar Dumitru... Și la Sinaia, bă, ai mâncat prenatalul pe acolo, ți-a ce mitică aveai prenatal și toate alea și ai mâncat banii pe la Brașov. Poznatal. Cu Valica, ai uitat?
Și asta stătea și n-avea ce mânca cu copiii în casă la Fani, că Fani ți-a crescut copilul, ții, măi, nesimțitului ce ești. Vă rog, gata, s-a terminat. A fost destul. Am avut azi o emisiune, ferească Dumnezeu de mai rău. Am înțeles. Deci, băiatul nu ți-l mai e că nu ți-l dă bărbat tu, fiindcă deocamdată tu n-ai nici serviciu, nici casă, umbli dintr-o casă în alta. La felul în care te-am văzut pe TikTok și pe YouTube, pe mine mai convins, eu nu pot să te cred. Dacă găsești adăpost repede. Da, nu pot nici cu lacrimi, nici cu șosetuțele roz, nici măcar cu șlapii cu pămătuf. Nu mai pot să te cred. Ce să-ți fac? Adică dacă tu așa vorbești în preajma copilor, chiar nu-i meriți. Mi-e milă de fetița ta de 6 ani, care merita o viață mai bună. Doamne, cum s-o bat? De data asta însă o să o rog